Senatul, în calitate de for decizional, a adoptat luni o propunere legislativă pentru modificarea legii educației, prin care numărul de elevi dintr-o clasă se va reduce semnificativ. Legea prevede că în învățământul primar o clasă va cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22. Clasele din învățământul gimnazial și liceal vor cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai mult de 26. Da, este o lege pe care Federația Sindicatelor Libere din Învățământ o așteaptă de multă vreme. Este o solicitare veche a noastră, a sindicaliștilor, și bineînțeles că apreciem că în final s-a ajuns aici, pentru că reducerea cu 3 copii în cazul grădinițelor, cu 4 copii la clasă în cazul școlilor primare, gimnaziale și liceale, nu poate să ducă decât la creșterea calității actului educațional, și asta se dorește în învățământ. Una e să lucrezi cu 26 de copii maxim într-o clasă, altceva este să lucrezi cu copii cu o clasă în care să ai 34-38 de copii. Ca să lucrezi cu 25-26 în clasă este extraordinar. Alta este calitatea învățământului în momentul când lucrezi cu număr mai mic de copii sau cu număr mai mare de copii. Legea vine în sprijinul învățământului, având mai ales în vedere îmbunătățirea actului educațional. Însă odată cu aceasta se pune problema spațiului în care clasele își vor desfășura activitatea. Cel mai probabil, numărul cererilor de înscriere la grădiniță și școală va fi ridicat. Cu siguranță asta se va întâmpla. Noi sperăm ca de această dată părinții să înțeleagă că e spre binele copiilor lor și să nu facă presiuni pe directorul școlii, pe inspectoratele școlare, în sensul în care să se depășească numărul. Legea permite cu depășirea numărului maxim cu 2 copii. Nu o să intrăm acum și să modificăm structura claselor deja existente. Cel puțin eu așa văd lucrurile. Începând cu clasele de început, să ne încadrăm în respectarea prevederilor legale actuale. Școlile vor fi nevoite să suplimenteze numărul de clase. Problema se pune unde se vor desfășura orele, având în vedere că școlile deja sunt aglomerate. De exemplu, în școala numărul 11 se folosesc deja laboratoarele la orele de dimineață. Laboratorul de chimie este folosit și după amiaza. Ce se întâmplă dacă numărul de copii va fi mai mare? Vor fi solicitați. Pentru că știți că toate școlile au arătat un anumit număr de străzi și de blocuri unei anumite școli. Dar legea educației nu spune așa ceva. Și dacă părintele ține neapărat să-și aducă copilul la școală, nu poți să-l refuzi, trebuie să-l primești. Și dacă vom avea un flux mare de părinți care vor dori să aducă copiii aici, nu știu ce să facem cu spațiul. Pentru că noi suferim de pe urma spațiului insuficient. În ceea ce privește modificarea numărului de elevi în clase, sindicaliștii afirmă că era necesară deoarece un act educațional de calitate nu poate fi făcut cu un număr de până la 40 de elevi într-o clasă.